Conferinta Clepsidrica. Spirit alese din cultura română, Eminescu, Brâncuș, Macedonski, Arghezi, Solescu. Invitat, conferențiar, domnul profesor, universitar doctor, Florian Firan, director editurii și fundației Scrisul Românesc din Craiova. A doua încercare a domniei sale de a ajunge la Roman, pentru că în 2011, mi se pare, era trecut pe afișul, pe un afiș realizat tot în zilele Romanului, dar din 2011, pe afișul respectiv anunțam o conferință și totodată lansarea volumului pasnic și peleților Răstimpul de poezie. Un volum care mă leagă de Craiova și mă face jumate oltean, pentru că el apare ca volum de debut însoțit de premiul Alexandru Macedonski, prima Herba, oferit în 2010 de Editura și Fundația Scrisului Românesc. Așa ne-am cunoscut noi, prin intermediul poeziei, cu pregătirile pentru evenimentele de astăzi. Vă anunț că de vreo două săptămâni nu mai scriu poezie și mi-e dor să scriu un vers, că n-am mai atât, trebuie să fac, să scriu altele. De aceea abia aștept să se finalizeze zilele romane ca să mă întorc la poezie. Începe șirul conferințelor clepsidrice la Roman, dar pe parcursul următoarelor zile această conferință, însoțită de multiple lansări de carte și de reviste, vor fi susținute și la Bicaz, și la Piatra Neamț, respectiv la Biblioteca Mihai Eminescu din Bicaz, mâine la ora 10, apoi la Casa Memorială Calisa Bogaș din Piatra Neamț, mâine la orele 13:30, iar înainte, între ele, va fi un vernisaj la ora 12:30. Vom vernisa expoziția personală, exercițiu de stil care îmi aparține la galeria de art a Asociației Pensionarilor din Piatra Neamț. De asemenea, conferința și tot evenimentul acesta va merge vineri la ora 10 la Casa Culturii Ion Creangă din Târgu Neamț. De asemenea, continuăm momentul conferențiat și cu lansările de carte la Castelul Mitoușei, în cadrul zilelor Spitalului și vineri seara la ora 18, urmând ca sâmbătă și duminică, invitații noștri să fie la Brăjești, invitați la parohia unde slujesc, și acolo vom avea un colocviu Scrisul Românesc de Sfinții Părăscă o să adici Maica Sa Elena, apoi după Sfânta Liturghie, apoi vom vizita Mănăstirea Giurgei și după aceea vom merge și la o slujbă Părintele Eugen Miteanu la Părintele Marcel Medeș. Nu știe, da. La ora 6, la ora 19, vom fi acolo la o misă catolică. Ca să vadă invitații noștri de la Scrisul Românesc și dimensiunea ecumenică a Neamțului. Sigur, se încolonează, de fapt, un popasul domnicesc multiplu, pentru că mâine vom vizita mănăstirile Pângărați și Bistrița. Iar dincolo, vineri, vom merge la mănăstire din Neamț și la Casa Memorială, începând din Ocreangă, cu Sardoveanu, cu Sardoveanu Puiu și toate mănăstirile pe care le vom vizita. Poposim mai îndelungat la Mănăstirea Secu, unde Părintele Protosilie,
sau arhitmatic, licenție, sufărinte, stare, ne așteaptă la o acasă, un loș de post, domnule. Poate plutește o rechină în loșul de zi, este la pește, dar nu suntem sigur. Știu că dumneavoastră dezlegați așa. Vreau să semnalez în cadrul zilelor municipiului Roma, toate legitimele acestea au fost întrebări să desfășoare în cadrul zilelor municipiului Roma, 14-22 mai 2016, într-un dialog cultural inițiat de noi, Craiova, Piatra Neamț, Bicaz, Târgu Neamț, Bănușești, Castelul Bistrăușeni și Roma. Adică, în concluzie, zilele municipiului Roma s-au extins mai departe. Și vestea de ce se întâmplă aici va merge mai departe, pentru că sunt convins că domnul profesor Lucian Drogi va face un articol amplu în revista pe care o coordonează, revista Masaciu, pentru că sunt convins că domnul profesor Dorea Tiran va face un reportaj de călătorie în Moldova și mai ales la Roma și la acest reportaj va fi publicat în revista Scrisul Românesc. O revistă prestigioasă, o revistă care cred că are 100, nu? 100 de ani, mai mult de 100 de ani. 1926. Da. Aproape. Așadar, o editură și o fundație de prestigiu a culturii românești. Semnalez în cadrul zilelor municipiului Roman și faptul că mâine seară la Restaurantul Royal, la ora 16, la deschiderea zilelor Spitalului Municipiului Roman, vor avea două conferințe. Se vor susține două conferințe. Dr. Maria Andriș, directorul Spitalului Municipal Roman și Dr. Dan Gabriela Bătescu, șeful secției de chirurgie, vor susține conferința Spitalului Municipal Roman, o istorie, un prezent, un viitor. Iar domnul profesor, dr. Lucian Stroi, va susține conferința Scriitori Medici, Medici Scriitori. Iată că am făcut și un pic de marketing cultural. Mă bucur că revăd pe domnul profesor Florea Firan la Roman. L-am așteptat cu dor și cu drag și pe parcursul evenimentului, sau poate o fac chiar adică acum, a venit însoțit cu de multe cărți pe care le va prezenta. Le prezint eu, domnul. Da. Însă eu vreau doar să-i amintesc că pe volumul meu de trecut, Paznice Pereților, care a făcut doi copii, copilul de la mijlocul lui, că nu avea timp să ajung la el, să-l aduc, dar ultimul, trilogia, încheie o trilogie, Paznice Pereților, Suma, Armonie Unus, a apărut la editura Cordal Press din Bacău. Așadar, ați avut mână în mână și vă mulțumesc cu această ocazie că mi-ați deschis porțile către literatură și m-ați încurajat și m-ați susținut publicându-vă în revista Scrisul Românesc și mai ales, mai de atât, recenzându-vă cu persoane deosebite, critici literari de la Craiova, recenzându-mă în paginile revistei pe care o coordonați. Urmându-i, între altele, lui Marius Orescu, pe care îmi dau invitați cu atâta perseverență în ultimii ani, cu sprijinul fratelui lui profesor universitar, doctor George Sorescu. Așadar, bine ați venit, împreună cu echipa de la Scrisul Românesc, doamna Carmen Claudia Miloicovici, și familia Oprescu, Georgiana și Alexandru. Ok. Vă ofer bun. Sigur că eu mă aflu sub această emoție puternică. Venim și la volan, vă dați seama, 600-700 de kilometri, dar nu regret că am aflat că este o somitate a științei românești dedicată și numai căruia dumneavoastră i-ați dezvăluit astăzi în bus. Vreau să spun că chiar mă simt onorat și înaripat că am în dreapta mea
de primarul orașului dumneavoastră, în stânga un medic de excelență care ne-a ținut un discurs foarte interesant și foarte frumos despre personalitatea care a fost aniversată astăzi, sau să-i spunem, oricum, i s-a dezvenit acest gust și este un lucru foarte frumos. Aș vrea să spun că sunt foarte mulțumit că sunt aici, au mai plecat, dar ne-am mai întâlnit înainte o serie întreagă de colegi, scriitori, artiști plastici. Și este foarte bine că se mai pot spune câteva vorbe de la unul la altul. Conferința mea este una generoasă, o temă generoasă și foarte cuprinzătoare. N-am să țin conferința, m-am înțeles cu Cornel Palin, care a vorbit, mi-a luat totul ce trebuia să spun eu despre el. A încercat chiar și despre cărțile și revistă. Este foarte frumos, mi-a ușurat discursul meu. Dar, având în vedere că o parte dintre dumneavoastră ați participat acolo, și că sunt aici câțiva elevi, voi încerca în comunicarea mea să fiu foarte aplicat. Să vorbesc câte ceva despre fiecare personalitate și să și prezint cartea. Eu sunt foarte implicat privind aceste personalități ale căror opere le tot tipăresc cu o mare plăcere. Indiferent de vârstă și de preocupări, de timp și așa mai departe. Vedeți titlul Spirite alese din cultura noastră. Și nu e întâmplător când am ales, în primul rând, pe genul poeziei noastre, căruia, iată, am scos de tipar de curând această carte. Sigur că bibliografia Eminescu este foarte amplă, dar orice carte e o contribuție. Aici, printr-o întâmplare, zic eu, fericită pentru studenți, pentru elevi, pentru profesori și pentru cititori din celelalte categorii, această carte cred că ar fi cel mai bun instrument de lucru. De ce? Pentru că prezintă personalitatea lui Eminescu în ipostaza lui de scriitor total. Poet, prozator, dramaturg, gazetar și personalitate universală cum? Privind opera lui, cu o serie întreagă de considerații ale mele, dar mai ales ale criticilor literari mai importanți, începând cu Maiorescu, continuând cu Călinescu, cu Eugen Lovinescu, cu Tudor Vianu și Manolescu, Eugen Simion, venind până în zilele noastre. Eu am tot lansat, sunt autorul la 22 de antologii, pentru că sunt adeptul acestui profil de carte. Repet, cine ia această carte va avea pe Eminescu total, inclusiv, iată, o iconografie extraordinară, pentru că eu m-am documentat ani de zile. Acum, fără să fie o laudă, vreau să vă și spun că am lucrat în Ministerul Învățământului ca inspector general vreo 4 ani pe specialitate de limba și literatura română, mai ales, și încă vreo 4 ani la Institutul de Științe ale Educației, de pe lângă Ministerul Învățământului, pentru elaborarea de programe și manuale școlare și am pretenția să spun că aș fi foarte avizat pentru cartea respectivă. N-am să o dezvolt, că nu are rostul. Însă, această carte, într-o bibliotecă, a oricui, rămâne în bibliotecă pentru totdeauna. Mai ales că noi, ținem foarte mult la viitorul cărții. Cartea va dăinui. Cu toată concurența care există între internet și cartea tipărită, cartea va dăinui. Am avut la Craiova aceste colocvii tematice anuale, iată, pe această carte și încă altele foarte importante, la care au participat circa 40 de cercetători la fiecare colocviu pentru tema respectivă, după care comunicările le-am strâns între două coperte. Și avem aici, ia uitați-vă, că trec de la una la alta, dar asta este comunicarea, limba română și mass media, literatura și sincretismul artelor, de la cenzura impusă la autocenzură și așa mai departe. Eminescu însă rămâne un model pentru orice.
Și cartea Eminescu nu trebuie să lipsească din nicio bibliotecă. Despre Eminescu nu trebuie să vorbim numai la evenimente. Că eu când mi-am luat aceste cărți, nu le-am luat întâmplător sau aceste nume, aceste spirite. M-am gândit, 15 ianuarie, ziua de naștere a lui Eminescu, ziua culturii naționale. M-am gândit, Constantin Brâncuș, 19 februarie, ziua de naștere, ziua națională, sărbătoare națională de anul acesta lui Brâncuș. M-am gândit, în aceeași lună, spre sfârșit, e o controversă privind nașterea lui Marin Sorescu, iată, luna februarie, Marin Sorescu, alt spirit, care i-a continuat pe ceilalți. Și bineînțeles că m-am gândit și la Tudor Arghezi, care, poi, uite, pe 21, este ziua căruia, este de naștere. Tatăl său, el s-a născut pe 19, tatăl l-a declarat pe 21 ca să poată să se sărbătorească și el ziua onomastică de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Acestea sunt cuvintele de laudă pentru genul poeziei noastre. Și orice intervenții din acestea, orice încercări de a pune așa sub semnul întrebării ceva din Eminescu, e cea mai mare greșeală și s-a dovedit din totdeauna. Pentru că Eminescu este atât de contemporan. Publicistica lui Eminescu este fantastică. Din ea se hrănesc în gazetarii de astăzi. Să spună, fără să menționeze, sau unii chiar menționează. Au motori la diferite reviste și ziare. Eminescu este chiar un fenomen în cultura noastră, căruia i-a urmat Arghezi. Arghezi rămâne în continuare, după Eminescu, cel mai mare poet de la Eminescu încoace. George Călinescu a fost întrebat, maestre, la un curs, e adevărat că Arghezi este cel mai mare poet după Eminescu? Și el a răspuns, deși l-a debutat în 1927, când debuta cu volumul Cuvinte Potrivite, George Călinescu, critici mari, Tudor Vian, Șerban Cioculescu, Pompilu Constantinescu, toți aceștia l-au ridicat pe scut, pe Arghezi, pentru limbajul nou pe care el îl produce prin această poezie modernă. Și iată că și răspunsul lui Călinescu zice, dragă, că pierdeam firul, zice, vezi, Eminescu, în banca 1. Banca 2. Toată lumea s-a așteptat să zică Arghezi. E goală. Banca 3-a, Arghezi. Cu toate acestea, Arghezi rămâne în continuu. Că și Călinescu a avut și el părerile lui, care nu înseamnă că neapărat rămâne absolut acele. Rămâne Arghezi încă cel mai mare poet după Eminescu. S-a încercat la centenarul lui Lucian Blaga. Mare poet. Modern. Poet, singurul poet filozof din întreaga noastră literatură și cultură. Nu s-a reușit. A rămas Eminescu. Am participat în urmă cu vreo 4-5 ani la Bacău, unde chiar am avut o discută cu doamna Ileana Mălăncioiu. Sigur că dânsa susținea, fiind din zonă, că Bacovia este cel mai mare poet după Eminescu. N-a putut să ne justifice. Acum știți cum e cu treaba asta. Eu de la Craiova, noastră de aici, ăsta e un moft. Noi românii suntem atât de unitari prin fire, prin limbă, prin cultură, prin orice. Deosebire sunt total neesențiale. Chiar moci, fără că și acele regionaliste le înțelegem foarte ușor. Și atunci, noi, eu aș putea să zic că Eminescu e și în partea noastră. Pentru că el a stat o lună de zile la Craiova, a stat o lună de zile la Florești, care este la confluența între județele Olteniei, de acolo Dolj, Goj, Mehedinți, unde a tradus din Hurmuzachi. A avut și o aventură frumoasă cu una din fetele lui Grogoveanu la Craiova. A asistat la un spectacol la Dupa Per, unde și-a scris despre el. Și vine cineva să spună, mai adevărat, bără. De unde o fi știut dumnealui, că nu e adevărat, n-am înțeles, în toată presa vremii, a scris atunci. Deci, Arghezi este un mare poet, este un mare prozator, este cel mai mare pamfletar pe care l-am avut.
Dacă citiți vreodată pamfletul Barone, prin care îl stigmatizează pe von Killinger, ambasadorul Germaniei la București în timpul războiului, veți vedea ce pamflet uluitor pentru care Antonescu, pentru care von Killinger i-a dat telefonul lui Antonescu, i-a spus, domnule, îl arestăm și îl ducem la Dachau. Antonescu a făcut un gest extraordinar. A pus mâna pe telefon, a chemat pe adiutant, ia două mașini, du-te și arestează pe arghezii și du-l la lagărul de la Târgu Jiu. Și l-a dus. Și acolo, pe așa bani, cu directorul închisorii din Târgu Jiu, Și acolo a scris singura lui piesă, Seringa. Nici Seringa, Seringa, prin care a stigmatizat, de fapt, lumea medicală, pentru că a avut o boală, slăbise la 42 de kilograme și nu știa nimeni ce are. Și un prieten al lui medic i-a făcut o injecție și l-a făcut sănătos. Dar medicul a murit după câteva zile. Nu se știe ce și cum. Foarte interesant. Sunt lucruri din acestea foarte interesante, dar acest poet este fantastic. Cel puțin două volume pe care am auzit mai înainte, Cuvinte potrivite și Flori de mucigai, care ați văzut că am mai spus, nici nu e mucigai, ci mucigai, tot ca să, pentru că e vorba de estetica urâtului. Cel puțin cu aceste volume a spart toate din mare. Datorită acestor volume a avut și de suferit, pentru că Sorin Toma, un improvizat critic, așa, după, până în anii 50, după 46, a scris un serial de articole Poezia putrefacției sau Putrefacția poeziei, prin care l-a atacat pe arghezii, pentru că era un poet mare, de fapt. Și n-avea de ce să se întâmple cu el. Dar arghezii a stat la Index. Vreo 6 ani de zile, n-a mai publicat nimic, trăia din mila, ca să zic așa, unor călugări care mai veneau acasă și îi aduceau câte ceva. Primăvara, când se coceau cirecele, Paraschiva, soția lui, vindea cu fișicul la poartă, cel tic copiilor și așa mai departe. Dar a revenit după aceea în forță și are 64 de volume și este, iată, cel mai important poet român. E o carte la care țin, la care am lucrat foarte mult, am luat 2 premii, un premiu chiar internațional, dat în cadrul festivalului de la Târgu Jiu, Cărbunești, locul de baștină a lui Brâncuș, recunoscut în toate documentele, și am și o contribuție aici inedită, privind paternitatea lui Brâncuș, prin documentele pe care le-am primit de la fratele său, Ion Nea Teodorescu. Cineva îmi face semn să vorbesc mai puțin și cred că are absolut. Pochiți? Iertați-mă. În cer să zic. Dar ca să pot spune câte ceva de fiecare, merg mai departe. N-am adus cărțile dintr-o greșeală cu Macedonski. Sigur, lăsăm la o parte neinspirată epigrama împotriva lui Eminescu, pentru care a și suferit destul, că e un mare poet. Până la apariția lui Ghezi, este cel mai mare poet după Eminescu. El, datorită acelei epigrame, a trebuit să se autoexileze la Paris. Și a plecat, numai că acolo a intrat în lumea aceasta a scriitorilor, a poeților simboliști și a adus în țară. Și în felul acesta el contribuie la promovarea conceptului de poezie modernă. Este un mare și uite, suntem în mai. Veniți privighetoarea cântă și Iliacu e înflorit. Este formidabilă noaptea de mai, ca și noaptea de decembrie, care este un luceafăr întors. Adică condiția creatorului. Nu putem să-i uităm pe acești oameni. Noi trebuie să lăsăm la o parte anumite lucruri. Nu se încearcă și acum mereu cu partea asta politică să-i cam terminăm pe toți marii creatori. Hai să fim serioși și cu George Călinescu și cu Sadoveanu, că a scris pe despre Mitrea Cocor. Au făcut niște concesii, le-au făcut, dar opera lor e mare. Hai să nu ne legăm de lucruri mărunte, cum fac unii colegi critici, și să ignorăm și să nu cunoaștem în esență opera scriitorilor respectivi. Am ajuns la un poet pe care l-am iubit și am fost foarte aproape de el, care se numește Marin Sorescu. Eram printr-o întâmplare niște funcții de învățământ și de cultură la conducere, la vârf. Eram președintele culturii în zonă. Și l-am pus pe Marin Sorescu, l-am numit cu acordul respectiv, dacă nu primarul nu e de acord, nu poți să faci nimic. Uite că dumneavoastră aveți această fericită ocazie cu profesori, cu medici, la conducere, este fantastic. Vă spun chiar nu prea am și o conică prin toată țara. Că să nu credeți că am venit eu numai că m-a chemat Ornel Baiu, pe care simpatizez atât și l-am debutat, care a văzut ce discurs a avut cam lung
Dar ce discurs formidabil, ce profund, n-a spus domnul primar. A fost domnul Dumitriu, pe care îl felicit pentru discurs, el era primar în lipsa dumitare, dar mai important, a prezentat un eseu extraordinar, sincer, extraordinar, un eseu vână cu zic ăsta. Este fantastic cum a prezentat. Vedeți, câteodată eu sunt împotriva că numai în capitală sunt cei, nu comentez. Dom'le, în toată România, în toate orașele, sunt unii mult peste cei de acolo. Eu o spun, fără să nu, chiar dacă e Manonescu aici sau nu știu mai care, o spun la Cusul și la București, o spun de rău. Iată, păi prin ce e mai puțin, sau ce mai puțin decât doctorul care a vorbit atât de frumos? Sau Dumitriu, pe care acum l-au cunoscut și mi-a prezentat în mașină, eu la volan, obosit, venit de sute de kilometri, deja știu orașul. Fantastic, este fac oameni care își iubesc orașul și știu să... Marisul, eu v-am adus dumneavoastră aici, Marisorescu, trec de la una la alta. De ce m-am referit la aceste pentru toate au ceva comun. Spirite enciclopedice, scriitorii total cum îi numea Călinescu. Pentru că abordează mai toate genurile și speciile literare, fără să fie toate la același lucru, nici Eminescu. Eminescu e poetul. Că vorba aceea, teatru e fragment. Proza. Proza e baza. E baza creației mari, pentru că numai dacă ne referim la sărmanul Dionis, și acolo când întâlnim toate temele și motivele romantice pe care le întâlnim în sinteza poeziei, care este în ceafă. Deci, asta este. Și atunci, Marin Sorescu, iată acest, care a terminat-o ca și Nichita Sorescu cu viața prea rea. A trecut dincolo prea repede. Oameni care s-au fiert, s-au văcinat prin creație și prin intervenție. Că lumea asta e. Românii parcă cu capra vecinului sunt mai decât alții, din alte nații. Că asta e la noi. În momentul când Paiul vorbește atât de frumos și face o sarcă el poi mâine, niște așa, vorbe. Deci, în sfârșit, ce v-am adus eu dumneavoastră? În primul rând v-am adus, uitați-vă, ce vorbea Paiul. Că eu am tipărit 12 cărți Marin Sorescu după moartea lui. Postum, inedite. Datorită fratelui mai mare, care e profesor universitar, doctor George Sorescu, prietenul meu, care le-a dat atâtea documente, atâtea manuscrise. Un volum de poezii inedite, ilustrat de Marin Sorescu, pentru că Marin Sorescu față de ceilalți este și pictor, grafician și pictor, foarte talentat. Ia uitați-vă, chiar graficul este a lui. Și cartea aceasta este plină de grafica cu Marin Sorescu. Ce v-am adus? Din domeniul teatrului. Marin Sorescu este un mare poet și un mare dramaturg. A avut și norocul, dincolo de text, el a avut norocul că teatrul lui a fost jucat de mare actor. El s-a învârtit de lumea actorilor mari, pe care i-a iubit și l-au iubit pe el și l-au interpretat. Ia uitați-vă, alt autoportret, Marin Sorescu. Iona este celebra lui piesă, se studiază în școală, la bacalaureat. Iona, care vorba aceea, a avut premieră la Zurich, nu în România. Și ce v-am mai adus de Marin Sorescu? 7 jurnale am tipărit, uitați-vă pe Marin Sorescu, din Marin Sorescu, de unde mergeam, la avion, la restaurant, sunt pe picior, pe un, își ținea o notiță, la restaurant, făcea toate acele grafici, acele portrete pe care le-a făcut și însemnările lui, în avion, că am spus pe un șervețel la restaurant, toate acolo puse și George Sorescu le-a strâns și mi le-a dat nouă și le-a publicat. E foarte important pentru că cunoști autorul și în partea ceilalaltă. Nu numai opera aceea pe care o știm toți. Dar acum poți să ai altă invie, poate altă părere despre autor. Să vezi cam cum a fost el și în viață. Cum s-a conformat. Marin Sorescu a fost ambasadorul nostru. A fost poate cel mai tradus și cel care, prin congrese internaționale, ținute de afară și în Craiova, cum mi-a adus pe scriitor, poate că a fost autorul care ne-a legat cel mai mult cu lumea aceasta a scriitorilor de pe toate continentele. Mă scuzați, unde s-a ajuns? Păi trebuie să ajung la Brâncuș. La Brâncuș pe care îl iubesc. Și uite, văd cum văd aici sculptorii, artiștii, cum văd, așa că zâmbesc la mine
mă bucur. Bă, că nu e aici, era olteanul care veni cineva la mine, care este aici stabilit și spunea, domnul Filan, eu sunt de lângă hobița la 30 de metri, văd că a plecat. Așa care i-a spus, vină ca să-ți dau și niște reviste și o carte. Doamnă, vreau să vă spun un lucru, că sunt un om care călătoresc. Toată viața mea am călătorit. Banii mi-am băgat, fie că am fost trimis oficial sau banii ceilalți, am călătorit. Ia uitați-vă dumneavoastră, când am fost la Philadelphia, am și șapte de Philadelphia. Am găsit în Muzeul de Artă Modernă din Philadelphia 20 de lucrări ale lui Brâncuș. 20 de lucrări. Este muzeul cu cea mai mare colecție din lume Brâncuș. Ca să nu mai vorbesc de New York, de Washington, sau de ca să nu vorbesc de Paris, unde este la George Pompidou, unde se află celebrul atelier, pe care noi l-am respins. Am respins omul și tot ce ne-a donat, prin care a făcut parte, închipuiți-vă cine a făcut parte din cei care s-au semnat. Obrești, criticul de-a Călinescu, s-a adăugat, ne pare rău. Dar acum nu înseamnă că trebuie să-i punem opera lor la zi. Dar dacă mergeți la Paris și vedeți atelierul lui Brâncuș, cu cele 300 și nu știu câte de lucrări, domnul, vă simțiți, știți cum? Dacă aveți ceva, vă doare ceva, va trecut. Este fantastic. Eu de câte ori am mers la Paris, am fost cu tine, e redactor care, îi mulțumesc că l-a curajat și pe Alexandru și pe Georgiana care e acolo, e ridică de Georgiana. Georgiana este autoarea la toate copertele de cărți și la revistă, e redactor la Sfântul Românesc. Uite, o fată tânără care are masă cu viața. Și Alexandru au masă în limba engleză. Iar doamna Carmen, care îi mulțumesc încă o dată, care face totul, supervizează, e dacă un șef al editurii noastre și tot ce se tipărește, eu am toată, cred, eu nu pot, citesc, corectez. Acum facem o carte cu Tudor Gheorghe, o carte fantastică, cu Tudor Gheorghe. Vă dau o zi din viața mea, cum se numește, pe care eu am citit-o. Și după care eu dau o carte și zice, ai citit-o, s-a plăcut, ne-a plăcut. Păi vezi că mai are câteva 50 de greșeli. După ce am mai găsit și eu 100. Și așa mai departe. Adică noi trebuie să fim exigenți. Nu greșelile, cum luați de ortografie, de spații, de chestii din astea. Nu că sunt greșelile autorului în ceea ce privește construcția. Dar noi avem obligația asta. Hai să cer să vă... Că dacă vă uitați la mine, e pericol că vorbesc mult. Asta e ca și cu studenții, că e cam aceeași chestie. Dumnealui de aici, așa care îl văd, este fantastic și îmi place să... Deci, Brâncuș, ia uitați-vă ce-am făcut eu cu Brâncuș. Am găsit, dacă eu am fost un director de muzeu, se numea Florin Rogneanu, cel mai important critic de artă în zona Olteniei. Avrii săracu s-a supărat pe unul care a fost înainte tot director, l-a insultat și a făcut un fapt. Și a murit înainte de pensie. Florin Rogneanu a făcut un alt cel. Și el mi-a zis așa, tot profesor. Era filolog, de fapt. Vă dau o carte grozavă. Brâncuș, ce Brâncuș, tipărită în 47 la fundațiile regale. Păi am dat la o parte, am spus-o, dacă scria fundațiile regale, tot să poți să apară în ceva. Era scris în limba franceză. Am dat-o la departamentul unde eu eram profesor la literă de Craiova și au tradus-o din franceză în română și din franceză în engleză. Și ia uitați-o. Este în premieră. Alaltă era luat-o din tipar. Ca să știți și dumneavoastră, este acest studiu, acest eseu al lui V.C. Paleolog, cel mai important critic despre Brâncuș, la care toți au făcut referiri și fac mereu, născut la Craiova, care a plecat și el, dar pe parte jumătate, că unii zic, dom'le, Brâncuș nu a mers pe jos. Păi cine a spus că Brâncuș a mers pe jos până la Paris? A mers pe jos cât a putut, a mai prins și el ce a văzut și a mers. Și uite, domnule, prin ce venim noi să spunem că nu știu ce, că el era prieten. I-l-a prezentat lui Brâncuș Modigliani, pictor italian, pictor și sculptor, care a învățat de la Brâncuș atâtea. Și i-a zis Brâncuș, a, ești Olcan? Păi și eu, zice, eu sunt născut la Peștișan, dar m-am născut la Craiova pentru că, a doua oară, pentru că el a învățat la colegiul din Craiova, e o întâmplare fericită, casa mea e vis-a-vis de colegiul Brâncuș, când eram în minister, i-am dat numele Colegiului Național Brâncuș, care poartă șapte. Și strada se numește tot Brâncuș și un pictor, un coleg al dumneavoastră,
Dumnezeu să-L odihnească, care a lucrat cu mine, mi-a făcut o lucrare. Vă dați seama, păstrăm proporția. Eu spun că îmi place. Doi prieteni, Florea Filan și ce Brâncuși. Adică casa era și mi-a făcut strada, casa mea și casa în care am învățat Brâncuși. Carte extraordinară. Ce să vă spun, eu sunt de Brâncuși, vă rog să credeți că dacă te duci undeva și spui că ești român, ți-l aduce imediat pe... Înainte spunea Ceaușescu. Sau spunea, ziceți, gimnasta Nadia Comăneci. Sau înainte mai spunea un Haci. Acum nu mai spun decât Brâncuși, s-a cam terminat treaba aia cu toate și așa mai... Tot Paleolog realizează cea mai grozavă carte. Tinerețea lui Brâncuși. Pentru că el a fost în relație directă cu... și știe tot. Chiar dacă unii vin să spună câte ceva, o spun cu răutate, nu cu binețe. În sfârșit, am aici două cărți. Acum o lună am lansat-o la Brâncușeană, la Târgu Jiu. Aforismele lui Brâncuși. Știți ce asta? Au mai fost coase, aforismele. Dar e o carte acum dublată cu aforismele lui Brâncuși. Carte în premieră de țară. Deci am lansat-o la Târgu Jiu, la Brâncușeană, 140 de ani. Este scoasă de Constantin Zărnescu, pe care Marius Orescu l-a lăudat extraordinar cu prima ediție. Dar aceasta e complet. Este extraordinar. Brâncuși este artistul care n-a fost înțeles decât după ce i s-a călcat pragul operei. Mare creator. După ce i-a călcat pragul și a ascultat ce spune el despre operă, asta este. Și au plecat și au spus la alții. Și foarte jumătate din aforisme sunt din spusele altora de la Brâncuși. Și aici sunt controverse, dar mă rog, aia e altă treabă. Iar Sorana Georgescu Gorjan, care iar i-am cuchipărit în premieră, ne face vise trilingvă, foarte documentată. Este fata lui Ștefan, inginerul Ștefan Gorjan, care era prietenul lui Brâncuși, care a făcut scheletul Coroanei Infinitului de la Târgu Jiu. Adică sunt cărți de căpătâi. Dar nu pot să trec, că văd o carte în fața mea aici. Cum pot să trec eu peste Caragiale? Și să nu spun că i-am scos o carte, ia uitați-vă. Acum îi întreb, câți copii? Că am întrebat până când și corești profesori. Știu de poetul Caragiale, unde sunt aici 85 de poezii, răspândite în presa vremii. Eu sunt convins că sunt foarte puțini care știu, dar sigur că Caragiale nu e mare în poezie. Caragiale este marele dramaturg, marele comediograf și marele prozator. Dar când e vorba de un clasic și un mare creator, nu poți să nu-i pui acolo și opera respectivă. Și unii critici au făcut-o. Alții au înălat total. Acum mai e o problemă aici, că el a fost foarte critic cu Camarila Regal. Asta e, cu Carol. Îl satirizează foarte tare și atunci oamenii au zis, doamne, hai să o lăsăm, până când și înainte, în timpul comunismului, fiindcă el mai atingea pe cineva, pe altcineva, mai era și o treabă că s-a referit și el ar fi vrut să fie mare ca Eminescu, ca poet. L-a atins. Nu i-a plăcut când a venit simbolism, modernismul în poezie. Dar există. Caragiale. Dar nu am timp să vă citesc, să vedeți ce poezii super, are unele poezii extraordinare. Nu pot să vă zic, deja mă uit la dumneavoastră că poate ziceți că... Așa. Acum ar trebui să spun ceva de mine. Am spus de cartea aceasta. Deci vă mai spun de una. O am aici. Se numește Carte de Înțelepciune la tine. Ilustrin poetarul Flores. Am fost profesor la Roma și Pisa, în acorduri culturale. Schimb profesor de la noi acolo, păi de acolo la noi, Patraiova la Universitate. Păi am descoperit, printr-o întâmplare fericită, într-o mănăstire a Cordelierilor, se numește una din colinele Aventino din Roma, am descoperit acest manuscris al lui Ioan Inocențiu Micu Clain, precursor al Corii Atenene, unchiul unuia dintre corifei, al lui Samuel Micu, care a plecat pentru drepturile românilor din Transilvania cu Biserica Unită Romană, la Papa. Și Papa, un Papa luminat din perioada respectivă, i-a promis sprijin. Numai că Maria Tereza, care era împărăteasa la Imperiul Austro-Ungar, i-a comunicat lui Papa că acest român trebuie ținut în exil, n-are ce mai căuta înapoi.
Tot este frumos. Drepturile românilor. Și bărbat frumos. Bărbat frumos. Și Maria Teresa nu l-a iertat. Poate ați înțeles. Nu l-a iertat, era bărbat foarte frumos. Și din cauza asta a rămas în exilie viața. Când eram la Roma, am făcut demersuri, dar asta s-a întâmplat în 1981-1986, am făcut demersuri să-i se aducă moră sicriul în țară. Bineînțeles că toți au fost un motiv, că era vorba de un preot, dar ei s-au avut după Revoluție. Pentru că eu l-am redescoperit, acest sicriu într-o bazilică în centrul Romei, din piața Veneția, era de marmură, superb, într-o biserică, și merită, că el a fost în limba latină și eu cu alți specialiști din latină, că știți cum e primată de dai mari, domne, fac eu totul. N-am mers. Și atunci am făcut apel la un latinist. Latinistul, Dumnezeu să-l odihnească, un băiat tânăr, s-a dus la Constanța, după ce a terminat cartea, s-a dus la Constanța și a plecat fată, fetiță de un an, în not. Și bineînțeles că a avut un infarct. La 38-39 de ani. Eu am și scris treaba asta aici, așa, dar pentru această carte am luat premiul Academiei, premiul Bogdan Petricei cu Hazliu. Cu referențele, Eugen Simion, academicianul pe care l-am avut în comisie la trecerea de la conferențiat la profesor, și pe Augustin Ștefan. Ștefan Augustin Voinaș, academicianul poet, și pe Mitu, care era șeful Caterii de Limbi Străine de la Universitatea de București. Vă dați seama, pentru mine a fost un lucru mai cu atât că am să duc la Roma. Și am avut, dar nu m-au lăsat tovarășii. Mi-a spus tovarășul, până aici. Și bineînțeles că... Și vă să vă prezint ultima carte a mea, o carte la care iarăși țin, văd care și prețul că e aici, dar poate să fie înjumătățit sau mai puțin, dacă ia cineva. Preocupările mele din scrisul românesc. Uitați-vă ultima. Tristan Țara. Această revistă, să știți că acum noi suntem subiectivi, dar este o revistă care se găsește arhivată toată pe internet și este realizată cu scriitori, cu critici și academicieni din țară și din diaspora. E la un nivel înalt, e adevărat. Că mi se spune mereu, domnule, mai... Stacheta o păstrăm așa cum o păstrăm și aici ce sunt? 80 de scriitori, dintre care 25 sunt limite din diaspora. Bineînțeles că nu este lipsește Eminescu, nu lipsește Caragiale, adică nu pot să lipsească marile spirite, nu lipsește Brâncuș, nu lipsesc, vorbesc de oamenii cu care ne trebuie să ne lăudăm pe unde suntem oricând. O carte la care țin foarte mult, ce să vă citesc lista acum, așa e beton cu critică literară dintr-o parte, din alta, de personalități, de critici și importanță mare. Domnilor și domnilor, uite să amintesc și o am în fața, poate mai dau o carte, dar eu dau domnului primar presa Craioveană. Să vă spun de ce. Craiova, după București și Iași, este orașul cu cele mai multe apariții în revuistica românească. 1250. De la 1838, de la mozaicul lui Constantin Leca, 3 octombrie 1838, până în prezent, dar eu când vorbesc, au mai crescut. Că aici am băgat în afară de presa literară și presa cotidiană, care tot apar și dispar ca magazinele, ați văzut. Toată lumea încearcă în toate felurile, dar nu rezistă. Vă mulțumesc foarte mult! Da, e adevărat, voi vedeți după un timp. Asta eu dau lui Paiu, dacă o ai, atunci o să-ți dau pentru, după ce terminăm, că o să mai facem pe undeva, o să fac o donație pentru această societate care o conduce dumneavoastră. Domnule primar, te rog să primești aceasta, este foarte important, pentru că aici sunt și critici, e vorba de presa, de exemplu, Ramurile a fost condusă de mie cu caz, care era cel mai important gazetar și publicist în epocă, seria a doua, vorbesc, are reviste din Amor, după care a fost condusă de către Alexandru Piru, care i-a dat revistei un spirit critic
și a venit Marin Sorescu cu un spirit european. Și acum continuă de alți critici ai noștri pe care îi simpatizez, lucrez cu ei. Actualul redactor șef se numește Gabriel Coșoveanu, care e și președintele Asociației de Alumni Scriitorilor din Craiova, și așa mai departe. Și noi facem, după anumiți ani, aici bibliografia. Și aici este o muncă sisifică, în care, în afară de, dacă vrei să vezi când dumnealui sau eu sau nu știu cine a publicat domnul Cornel undeva, îl găsești aici. Fie citat la bibliografie, chiar cu articolele respective. Nina Casian, am găsit la ea, că îi scoatem avem un tipar la lui Nina Casian acum o carte avangardă, se vede și nu moare. Este extraordinar o carte pe care când am plecat în coace, i-am citat pe Deul pe care s-o tipărim. Deci voi dona pentru societatea dumneavoastră Clepsidra un număr de reviste și de cărți, iar pentru toți care participă aici, o să rog pe cele două, pe cei trei colegi ai mei cu care am venit aici să primească fiecare gratuit câte o revistă, scrisul românesc, ca să nu ne uitați. Mulțumesc domnului profesor Dorea Firan. Aș adăuga conferinței domniei voastre și un cuvânt al domnului primar și un cuvânt al domnului cancelar și sigur și pe domnul de Bogdan Dragulescu să rog să trag o concluzie. Domnul primar, da, eu sunt plăcut, impresionat. Și mă bucur că vă avem invitat aici la Roma, în cadrul acestor conferințe deosebite, un schimb de experiență, un pod cultural, dacă vreți, între capitala Moldovei de jos, așa cum a fost în Evul Mediu pe timpul roman Vodănușat, și capitala Băniei. Așa este. Încât astăzi și cu ocazia zilor municipiului roman, astfel de dezbatere, un astfel de schimb de experiență, un astfel de paralelism nu poate decât să ne bucure, nu poate decât să încurajeze și pe cei dintr-o parte și din alta, să ajungă la ceea ce spunea și Titu Maiorescu, nu? Parcă scrieți băieți, nu mai scrieți. Eliade. Eliade, știu că pe urmă a luat-o și el la Junimea. Dar important este că s-a ajuns în ziua de astăzi cu scrieți băieți, nu mai scrieți. Și apar și foarte multe scrieri care duc în desuietitudine sau stârcesc mult din limbă, din spirit, încât atunci când vezi cu adevărat opere care aduc din nou în fața noastră mari scriitori, oameni care s-au identificat cu operele alese ale românilor, nu poți decât să te bucuri și pentru ceea ce faceți dumneavoastră la scrisul românesc, domnule profesor Florea Firan, nu pot decât să vă felicit. Mă bucur că observ că ați cultivat și ați creat și ați dezvoltat o echipă în jur. O echipă, iată, și de tineri care vin să preia spiritul, să preia negația, de vot amintul altruismul. Și vă felicit pentru acest lucru, ca să nu mai vorbim despre opera, să nu mai vorbim despre ceea ce dumneavoastră deja ați creat și vine să bucure sufletul românilor. Iar acest itinerar pe care îl faceți în Neamț, eu mă gândesc că va fi și în altă parte, este foarte important, pentru că datorită tumultului vieții, puțini au timpul să se oprească. Timpul este vehiculul cu care alergăm mult și repede. Și atunci o astfel de clipă de copas, cred că nu poate decât să ne bucure sufletul. Așa încât închei, spunându-vă, bine ați venit la Roman, bine ne-ați bucurat cu ceea ce ne-ați spus, chiar dacă într-un timp scurt, de fapt, esențele prețioase stau în recipiente mici, așa încât vă mulțumim, vă urăm multă sănătate și succes în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Aș vrea să punctez la fiecare câte un
Domnule profesor, ajutați-mă că și la Craiova s-a acreditat ideea că luna ianuarie, care este luna lui Ianus, să se numească Eminarie, după Eminescu. Mai ales că și Ziua Culturii Române, și la Mino. Dar despre asta mai putem discuta. Dar contrazice pe domnul profesor cu două gânduri despre Eminescu. Tema mea de doctorat despre fantastic, evident că a trebuit să vorbesc și de Eminescu. Aveam și eu prejudecata că Eminescu este un poet, doi, publicist, trei, prozator, patru, dramaturg și așa nu și el în toată acolo. Am avut revelația unui scriitor extraordinar și vă atrag atenția două fragmente. Unul în care este toată istoria și toate ticurile fantasticului și, în fine, o descriere extraordinară pe care o face Eugeniu Pustiu asupra unei cum să vă spun, o viermuială de care vorbea Gilbert Durand în structurile antropologice ale imaginarului, realizează înainte de Rebreanu cu mișcarea lui din Răscoala, Eminescu este singurul care prinde, surprinde mult mai bine și decât lui Zanfirescu și decât ceilalți această mișcare. În fine, am avut onoarea să discut cu profesorul Oprea atunci când edita Eminescu, îi revenise sarcina să continue și povestea un lucru care cred că interesează pe mai mulți. Deci el primise această sarcină și ajunsese la publicistică. Și se temea de două lucruri. De ruși și de evrei. Ca și bății. Și atunci, tocmai. Și Moses Rosen nu era niciun motiv de duplecat, mă rog. A fost o polemică întreagă, dar a fost curioasă reacția lui Teajelnikov, care era atunci ambasadorul URSS-ului în România. S-a dus Oprea la el și a spus, domnule, uite, vreau să scoatem o ediție integrală. Asta e, dar a scris și el, că așa era o primă, deci cu muscar și de ce. Da. La care Teajelnikov i-a răspuns. Stimate domnule profesor, domnule director, noi am terminat editarea ediției complete Dostoevski. 161 de volume. Pentru 30 din ele trebuia executat. Dați-i drum. Acum, domnul profesor se referă la moartea lui Oprea tragică, culme de la o somerie care n-a funcționat în baie, la autopsie era, organele erau de montână și așa mai departe, dar asta e altă poveste. Bine, domnul profesor ne-a aruncat o provocare. Dați-mi voi ca, tot m-ați programat acum Romașcan prin adopție, să primesc mănușa și să recit din Caragiale un, dacă vreți, patru versuri, dar care cred că sunt semnificative. Mă rog să fiți atenți. La cărți cu un as ești asasin. Cu spada în mână, spada simt. Dar fără spadă, fără as, tu spune singur ce ai rămas. Dar n-are rost că nu vreau să vă gândit nemilosit. Legătură cu arghezii, poate că cel mai mare argument, apropo de valoarea lui Arghezi, este faptul că a fost tradus în italiană de doi laureați ai premiului Nobel. Știți că, de obicei, traducătorul e mai mic decât autorul. Domnul profesor poate confirma că așa e. Adică și Quasimodo și Mărcă.
înșeală, și cred că nu mă înșeală, Brâncuș a fost olteanu, mândru, cinstea cu mine bine. Pentru că în momentul în care un general a avut obiecții asupra statuii sale, mi se părea că are gânduri mai nu știu cum, el a spus, deși luați un avans pe lucrare, a spus, perfect. Și a plecat, într-adevăr, la Paris, pe jos. Domnul profesor, are dreptate, n-a ajuns decât până în Elveția. Dar gestul lui de Valea Tărțan trebuie să ne rămână în minte, pentru că el oricum ar fi ajuns acolo unde era. Și că el i-a influențat nu numai pe Amedeo Modigliani sau pe Lucice, ci o întreagă pleiadă de artiști îi sunt datori, pentru că el este, într-adevăr, fondatorul sculpturii moderne. De la el, încet. Că le place în ora sau nu. Aș veni cu o mică corecție. Apropo de coloana fără sfârșit. Scheletul a fost, a văzut planurile originale, e cât masa asta, așa, a fost turnat la Petrușan. Deci, pe baza unor lucrări foarte serioase și care i-au asigurat o stabilitate extraordinară. Și mi se pare că, să mă ierte Lucian Cătorache, pe care îl iubesc foarte mult și cred în destinul lui, dar a fost singurul pictor, singurul sculptor din lume care a luat în discuție natura, naturală, așa cum e ea. Pentru că complexul acela de la Târgu Jiu include și Jiul, și biserica, nu numai celălalt. Absolut. Așa a visat-o și așa a realizat-o și așa se vede. Așa cum în Franța, de la Reims până la Paris, e o singură linie. Pe, așa e și aici. Și vine, vreau să vă spun. Ei încearcă acum să realizeze acest lucru. Bine. A fost un proiect propus și discutat acum la Târgu Jiu. Deci, în dată, vreau să vă spun că am fost mândru că sunt român. Când aflându-mă la invitația unui olandez în Olanda, plătindu-mi felul ăsta subtil de mesajele, am ajuns într-un an în care se sărbătorea Hancock, cum spun ei, Hancock. Ei bine, era între Amsterdam și Waterloo, un mare muzeu, într-o pădure absolut uimitor, era un autobuz, din sfert în sfert de oră. Cam așa se face cultura. Ei bine, în acest muzeu, în care se găseau toți mari sculptori ai lumii, Brâncuș era singurul care avea o sală, așa cum la Kunsthistorische Muzeu, Sfânt Nicolau Mare este singurul care are sala sa specială, e vorba de terzaurul de la Sfânt Nicolau Mare, comparabil cu cel de la Petrus. Acesta este Brâncuș. Și vă lansez, domnule profesor, o provocare. Nu e vorba de o valoare extraordinară, ci de simbolul de care poartă o artistă din Piatra Neamț. A înțeles să-l sărbătorească pe Brâncuș, având o expoziție omagii lui Brâncuș. Toate operele ei au engrame cu acest și atunci am propus. Câtva mă voi întâlni cei de la Târgu Jiu sau de la Craiova și am să le propun ca expoziția ta, așa cum e, să ajungă acolo. Să ajungă în februarie anul viitor, când e Brâncușian, e cel mai bun. Și vorbesc acum. Și pentru că mi-am mai rămas, m-am uitat, sper să nu trec de jumătate, mai am 3 minute, aș vrea să spun despre cea mai tragică figură a literaturii române, care este Macedonski. Vreau să vă spun că Macedonski
este jumătatea noastră de medalie. Că e avers, că e revers față de Eminescu. Dacă ar fi numai Eminescu, literatura română s-ar prăbuși. Nu ne este suficient de Eminescu, oricât de mare ar fi. Trebuie să existe și dimensiunea europeană într-un anume sens al modernității. Eminescu e al străpunului, dacă vreți, al adâncinilor, dar acest sincronism cu literatura europeană face totuși prima dată Macedonski. Și dacă vreți, Macedonski e cel care își vede primul pe Tudor Arbiescu. El are prima apreciere critică și se pare, sigur, a făcut și altele, dar nu despre asta e vorba. Vine despre Tudor Arbiezii, aș fi spus un lucru. Acest Sorin Popescu, domnul profesor, era redactor șef la Scânteia. Era fiul lui A. Toma, mare academician cu 4 clase. Președintele unui scriitor. Cel care corecta versurile lui Eminescu și le adapta timpului nou, pentru că, doamne, Eminescu scrisese două lucruri, ceva din Împărat și Proletar, poezia Viața, pe care nu mai știe nimeni, și care, vezi, doamne, era un mic burghez și care trebuia, evident, completat cu acel pamflet odios putrefacția poeziei sau poezia putrefacției, ar merita din când în când tipărit spre veșnica rușine a unor spirite mici. Iar apropo de Arghezi, ce înseamnă un mare scriitor, el este permanent gigăcop. Nu avea coloană vertebrală, a crezut într-o idee, a fost de pro-german, sau așa, în primul război mondial, puțin știu asta, dar nu am fost sigur, am mai fost și slavici, au fost și alții, ca când noi eram contra germanilor. Și a fost contra germanilor când noi eram cu germanii. Apropo de baroane și de conchiri. Și a colaborat la Bucareste Tagelor. Tagelor, sigur. Revista aceasta pentru care a intrat la Bucareste. 1990. Metodul conferinței domnului profesor este acesta că, deși a fost un discurs academic, aproape un curs, iată câte incitante lucruri am sădit în noi, a avut o reacție, am dat o reacție, sper că a fost bine înțeleasă, și la sigur de un lucru. Și vreau să spun două lucruri. Niciodată n-am făcut apreciere politice. Și nimic nu am. Dacă aș fi romașcan, eu l-aș vota pe actualul primar. Pentru un singur lucru. Nu sunt romașcan ca să știu toate realizările sau ceva. Dar faptul că acest om s-a întâlnit cu mine la toate vernisajele, la toate lansările sau ceva, mi se pare semnificat. Poate că uneori, pe o televiziune, imagini, mă rog. Dar a venit și să vadă niște copii cu caricaturi pe care fiul domnului Brisacaru, foarte bun pictor de altfel, îl propunea și a venit și a și domnul și a încurajat pe tine. Și nu vă dați seama ce înseamnă pentru suflet de 10-12 ani să știi că a venit primarul la expoziția sa, pentru că evident, primul lucru pe care vreau să-l spun și al doilea, tot în această sală, nu cu multă vreme în urmă, Flora Ordean e de față și poate de curând cu el, a fost o lansare de carte a lui Varujan Vosganian. Varujan Vosganian venise de la piatra, evident trăiește în București, știm foarte bine cine e, dar am mărturisit că un public acel roman nu a avut niciodată în București. Păi nici nu o să aibă în București. Nu. Deci, și la Craiova, la fel. Am
Deci, acești romașcani, cu mașinile lor zburătoare, extraordinari, reușesc să se mobilizeze și chiar dacă o arhitectă are un gând întors sau mai nu știu cum, să trece peste asta și Cornel Paiu, mai tinere prietene. Poate că amplasamentul ăla nu e deloc rău. Să spun de ce. Dacă gândul bun îl ajută pe Romașcanul de rând și pe primarul de excepție, și de zile domnului Armătescu și preotului Paiu și atâtor și atâtor și cu Dan Dimitriu și tuturor, se va face o rotondă acolo. Și într-adevăr, și am să închei cu asta, până la urmă, puțin știu că cea mai frumoasă lucrare a lui Bârcuș a fost una pe care m-am făcut. Era urma să fie dedicată lui Spinu Haret și Bârcuș a visat pentru Spinu Haret o fântână. Poate că e fântâna asta pe care ai clamat-o astăzi, dar nu uita că și Clepsidra a clamat-o în cadrul de... pentru aceste intervenții și nu am fost deloc în contră. Mă așteptam să fie ceva. Ceva contră, n-a fost nimic. Ceea ce înseamnă că suntem pe aceeași linie și prețuim aceste spirite împreună cap la aceeași contră. Vreau să închei ca să vă am rămas puțin uimit de ce am văzut când am vorbit de Arghezii. De Caragiale poetul. O poetioară mică. Declarație simbolistă. Domnișoară, gândul zboară spre o fire cu simțire, dulce ca de rai ceresc. Domnișoară, lumea oară, firea ce-n gând zăresc și la care sărutare gândul duce căci iubesc pe cosițe, prin altițe și prin sânii rumeori, ești tu Ida, ești Candida, pentru care să și mor, de a cere cu plăcere. Primesc, însă nu mă însor. Ce poezie frumoasă! Celălalt, dacă vă citesc, o critică, vă mulțumesc foarte mult. Chiar mi-a făcut o mare plăcere, a fost un dialog, de fapt, ce-am zis eu, eu m-am tot grăbit ca să fiu cu ce urmează, dar vedeți, iată, că în felul acesta chiar se consolidează, mai ales pentru tine și pentru celălalt. Sigur că noi am trecut peste multe, n-am discutat, că pe care le știm și dumneavoastră la fel. O secundă, vă rog. Domnul profesor ne-a sugerit și vreau să vă spun poezia Polana Infinitului despre Brâncuș. Ca moldovean. Cum făcuși Brâncuș că hoviței cea natală dăduși faimă mondială? Când ciopliși coroana ta, gândiși cumva să împrednicești clepsidre mândre suprapuse prin care timpul se scurse din cer în pământ? Sau poate să înalțe al omului gând spre infinit în univers? Al meu vers te întreabă acuși, Constantin Brâncuși. Oricum, ce făcuși, izbutiși, artă făcuși. Foarte frumos! E scrisă totul în perfect. Felicitări, foarte frumos! Aș vrea să dau și eu o inițiativă pe care o avem la Biserica de la Brâncuși, unde veți ajunge sâmbătă. Să știți că acolo sunt desfășoară o colectă pentru Constantin Brâncuși, pentru cumințenia comunicului. Nu știu dacă se mai întâmplă lucrul ăsta undeva, dar eu fac acest lucru. Totodată pot să mă gândesc că și eu am simțit liniștea și esența profundă a lui Brâncuși, vizitând muzeul de artă de la Craiova, unde sunt câteva lucrări. Acolo am văzut prima dată și ultima dată Brâncuși în original. Vă recomand, dacă treceți prin Craiova, să vizitați
Muzeul de Artă, pentru că e ceva sublim acolo. Esențele lui Brâncuș rămân esențe și sper că și noi suntem tot o esență în seara aceasta, în ziua aceasta și la evenimentul de acum. Domnul profesor, cum spunea domnul Lucian Strochi, dacă Dostoievski vrea să fie executat pentru 30 sau 40 de lucrări, eu nu știu pentru câte trebuie să fiți executat dumneavoastră, cred că pentru câteva sute. Vă felicit și eu și îi dau cuvântul în continuare domnului dr. Dan Gabriela Popescu, care face parte din familia spirituală a medicilor scriitori, v-aș spune și chiar invers a scriitorilor medici. E greu să vorbești la urmă, mai ales atunci când nu știi că trebuie să vorbești, dar și când. Nu sunt un moldovean bun, nu știu ce sunt, sunt un mușcelean ajuns aici, și ca atare au o viziune, fiind și puțin grec, și puțin armean, și mult polonez, până la urmă cred că înțeleg foarte bine partea care pentru unii este. E adevărat, suntem o națiune unitară, un suflet unitar, dar eu cred în identitățile generate de geografii și mai ales de geografii spirituale. Am văzut astăzi, și îmi pare rău, dar probabil în zilele următoare am să pot vorbi cu restul echipei de la Craiova, am văzut spiritul moldovenesc. Și e foarte interesant. L-ați văzut. Iude, cu spada scoasă, trecând de la una la alta, fiind mândru până în adâncul ființei de apartenența moldovenească a spiritului. Și în același timp, aș vrea să îi spun domnului profesor Firan că se află într-o altă geografie spirituală aici, unde oamenii când pleacă la drum, stau și tac, se așează pe bancă și tac, care sunt greu de deschis. Țăranul moldovean este greu de citit, pentru că, în general, vorbește puțin, în orice caz, mai puțin decât vorbesc muntenii, și dacă reușești să dezvelești ceea ce e la exterior, găsești un suflet de o profunzime, totuși cu totul deosebită. Aș vrea să vă spun că dacă Dan Dimitriu v-a spus pe drum orașul ăsta, că îl știe stradă cu stradă, e foarte greu, într-așa un periplu scurt, să vedeți dincolo de aparența fizică a acestui oraș. Nu sunt romașcan de Baștină, dar vă spun că aici este un model de evoluție spirituală moldovenesc. Pe lângă alte aspecte, vreau să vă spun, dacă e vorba de literatură, că aproape fiecare secol din ultimele 5-6 secole a fost marcat de un scriitor care e aici. Și am să vă dau câteva exemple. La 1530, episcopul Macarie scria aici. Despre episcopul Macarie, George Călinescu spune că este creatorul epicului românesc. Pagini care stând alături de paginile lui Shakespeare nu suferă rușine. Peste un secol îl găsim pe Dosoftei care a scris Satirea în versuri aici. Și așa mai departe pot ajunge, dacă vreți, la secolul 20, unde îl găsim pe Max Greger. Și am avut, eu am obsesia probabil de medic, a fizionomiilor. Există și o știință care studiază fizionomia și se cheamă fizionomie, care studiază după aspectul feței caracterul. Și am avut ocazia să dau mâna cu un tânăr critic, care, după părerea mea de fizionomist, are un viitor extraordinar. Și aș da o idee, probabil că l-a citit pe master. Dar, ideea, ca scriitor de, mă rog, scriitor, e complicat de spus, dar pe sens, de creator de literatură fantastică, părintele realismului magic, după cum mă vor spune, sau a, să zic eu, a acelei literaturi sud-americane de ficțiune, apropo de tema și de scrierile lui Marquez, este Max Brecher. În Viziunea Luminată, Max Brecher este un precursor real al literaturii sud-americane de factură realist fantastic. Faptul că s-au scris peste 20 de doctorate de Franța la adresa lui Max Brecher,
pornind de la opera Max Lecher, susține dumneavoastră. Roma este un oraș cu o încărcătură culturală fenomenală. O să-l descoperim greu. Noi, de fapt, asta facem la Clepsidra. Încercăm să punem, să suflăm praful, ca să zic așa, de pe amintirea și opera unor oameni, unor romașcani, care poate pe nedrept au fost uitați sau, mă rog, lăsați în uitare. Eu am nostalgia locului natal, a Câmpulungului Mușcel. Și am reușit să fac o legătură între Roma și Câmpulung Mușcel. Un an mergem noi, cei de la Clepsidra, acolo, un an din ei, la noi. Câmpulungul Mușcel are o legătură cu Craiova. Arhitectul Berechet a făcut primăria din Craiova și primăria din Câmpulung Mușcel. Sunt identici. Vă propun să facem o astfel de întâlnire anuală și între Roma și Craiova, pentru că, pe de o parte, nu o să vă facem de râs, iar pe de altă parte, noi avem nevoie să nu credem că suntem într-un lighean și ne învârtim într-un lighean de identitate locală sau de mândrie locală. Trebuie să depășim această barieră. De aceea, vă propun. Cei de la Câmpul Lung au fost întotdeauna foarte mulțumiți de această legătură. Să stabilim un itinerariu spiritual, cum i-a zis Părintele Paiu, Roma, Craiova. Și dacă reușim să punem la punct lucrul ăsta, s-ar putea să avem destul de mult timp ca dumneavoastră să descoperiți o parte din ceea ce eu numesc identitatea spirituală romașcană. Vă mulțumesc! De la Câmpul Lung Mușcel, mai multe la Craiova, am putea uni cele două itinerarii și să lungim momentul. Să știți că anul acesta, în august, trebuie să mergem noi la Câmpul Lung, așa că o să, cu voia poate reușim să lungim, să mergem și către Craiova, să vedem cele două primării și să le fotografiem una după alta. Sigur că la Craiova există o carte celebră, nu mai știu autorul, dar se cheamă Bon Amour Craiova. La același proiect am propus și eu, domnului doctor, la un moment dat, să facem o carte pe care să o intitulăm Bon Amour Proprio. Poate că va ieși cândva. Sigur că pe viitor, domnul profesor Firan, eu îmi doresc ca în America, când ajungeți la fica dumneavoastră, distinsa scriitoare și jurnalistă Carmen Firan, să găsiți oameni care să identifice România nu după Cârcuș, ci după Lucian Tudorache. Încheiem invitându-vă să veniți la autografe, să achiziționați din lucrările, din cărțile aduse de domnul profesor Firan. Mulțumesc domnului doctor Albătescu, mulțumesc domnului profesor Lucian Croci, mulțumesc lui Lucian și domnului Cosma și dumneavoastră vă mulțumesc pentru participare și vă invit la următorul eveniment care va începe peste un sfert de oră la Hotel Roma, conferința a 5-a, decalog, porunca a 5-a.